Sâmbătă 15 ianuarie 2022 mă aflu în Buftea la expoziția columbofilă organizată de către UCPR pe zona de sud. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu doi dintre campionii zonei. Este vorba despre frații Babarezu, da? Dacă nu greșesc. Da, da. Ionuț și Florin, vă salut, ce faceți? Salutare. Știu că voi sunteți membrii cadrul clubului în 2021, a zburat în cadrul clubului Șuța Seacă, nu? Cum a fost? Un an excelent, am înțeles, nu? Așa, vă ascult. Care începe? Care sparge gheața? El, Florin. Ia zi, Florin, datare. Am început cu un lot de 40 de tineri. Da. 2020. Am concurat 2021 3 maratoane, 2 de Vilnei și 1 de Donetsk. Cu acest porumbel care este locul 4 național. Și locul în expoziție acum, nu? În expoziția de la... Deci are seria 221-176 de 2020. Da. Super. Locul 1 în expoziție, maratonul CB Yearling 2021. Frumos. Despre originea lui ce ne poți spune, Florile? Deci, eu am luat porumbei din Belgia și Olanda. Da. Se trage dintr-un porumbel olandez de 2018. Da. Și femelă de la frații Gheorghe, care la fel sunt și ei campioni la UCPU și au concurat un an la FCFR, locul 3 național la maraton. Da. Porumbele zbura la văduvie? Natural. La natural, nu? Am înțeles. Ai reușit să scoți tot ce se putea mai bun din el, nu? Deocamdată din acest mascul nu am scos nimic, am și locul 2 la... În sensul la concurs nu mă refer, Florin, că ai scos din el, că a dat ce e mai bun în el, dacă da, a scos, da, nu? Da. Dacă a obținut punctajul ăsta excelent. De reprodus nu am apucat să reproduc deocamdată din el, fiind tânăr. Da. Îl zbori în continuare, îl zburați, da, în continuare, nu? Zburăm în continuare, să ne așteptăm la mai mult de la el. Voi zburați amândoi porumbei din aceeași crescătorie? Da, da, da. Am înțeles, super. Sau au fost zburați din aceeași crescătorie, nu? A fost. Și amândoi ați făcut... Performanță. Performanță. Ați dat mână, nu? Mâna cu mână și este, cum putea unul... Un început bun. Început. Este, într-adevăr. Da, zburați de mulți ani? Ionuț? 3 ani. 3 ani. De 3 ani zburați? Da. E bine, dar după 3 ani în concurența de la voi de acolo, că știu că e concurență mare. Da. Asta a fost un an care ne-am ocupat mai mult de porumbei. Fiind plecați de 7 ani în Belgia, nu am avut timp să ne ocupăm chiar bine așa de porumbei. A, sunt plecați amândoi? Da. Și cine s-a ocupat de porumbei în lipsă? Soția. Soția s-a ocupat. Te iubește mult. Da. Dacă a avut grijă de ei, așa, nu? Am pus bază pe acest porumbei de la început, de când au fost pui. Am spus că ăștia o să fie pe podium și așa a fost. Mai aveți din familia lui acasă? Avem. Aveți mai mulți frați. Avem frați cu el. Pentru 2022 anul ăsta am înțeles că intenționa să zburați separat, nu? Da. Fiecare. Cum e, Ionuț? Așa o să fie mai greu sau să fie mai ușor? Cum crezi? Cum era mai ușor? Împreună sau? Vă dați seama că frăția nu poate să se despartă și așa oricând avem nevoie unul de altul, așa la porumbei, cea mai bună se dă lui. Locuiți cea... departe unul de celălalt? Nu, un kilometru în același sat, nu o să fie... Nu o să fie o problemă, distanța, să zic așa, nu? V-ați separat porumbei deja sau e matca comună și vă luați cu ei? Separați porumbei, apoi o să încercăm să îi băgăm la pereche. Când? La ce dată ați vrea? Normal, eu aș vrea la începutul februarie, pentru că trebuie să plec înapoi în străinătate și să pregătesc eu deja matca, trebuie la urmă. S-a pus să oși, da. În lipsă tot soția o să ocupe? Tot soția. Anul acesta vrem să ne întoarcem acasă în România, să ne stabilim aici și... Să vă apucați serios de porumbei, nu? Acum, fiind plecați și avem ocazia să cumpărăm după prin Belgia, Olanda, putem să trecem pe la crescători și să mai învățăm câte ceva. Așa. Încercăm să aducem acasă și când am stabilit acasă, putem să scoatem... Să dați drumul la mutare. Să reproducem și să tragem concluzii din experiența care am avut-o prin alți columbofili străini. Mă bucur, acolo în Belgia mergeți weekend de weekend în vizită la cineva? Da. Weekend. Să asistați la sosiri de porumbei, da, nu? Da. Chiar mulți băieți români care au câștigat acolo în Belgia. Concursuri și multe, da. Concursuri multe, cum ar fi Daniel Bucaciuc, un prieten comun cu un băiat din Bacău, care are chiar locul 1 în Olimpiadă tineret. Bravo!
Elisei Diacon se numește. Asistând mereu, mai înveți, îți mai așa, arată așa, și... Așa, așa, așa. Normal, de la campion trebuie să spus câte ceva. Da, așa. De fapt, problema este cine vor să divulge secretele și cine nu. Da. Și în țară am... Am vizitat destui... Multe crescătorii, nu? Valoroase. Dintre Vasile Vădin, cum ar fi unul, Franții Gheorghe... Maratonist. Pur sânge, da? Da. O să ne bazăm și pe fond când o să ne întoarcem, dar ținând cum suntem plecați, nu poți să te ocupi de viteză, de mifon. Așa. Este foarte greu și... Mănâncă foarte mult timp, da. Pentru nimic. Exact, pentru exact. Nu o să apară rezultate. Pentru aceste categorii trebuie să stai așa tot timpul cu porumbei. Mă bucur mult că am stat de vorbă cu voi. Vă felicit pentru rezultatele obținute. Vă doresc mult succes în continuare. Și când o să reveniți în totalitate acasă, ținem legătura și o să vin la voi să filmez niște porumbei adevărați, da? Da. Toate cele bune vă doresc încă o dată. Sănătate multă!